Familia lui Alexandru Jula a postat, duminică, un mesaj pe contul de socializare al artistului în care confirmă decesul și mulțumește tuturor pentru mesajele transmise. Oameni frumoși, ultimul lui zâmbet de ieri a fost pentru voi, a transmis familia. Citește și, Doliu în muzica românească, a murit celebrul artist Alexandru Jula. Oameni frumoși, familia vă mulțumește pentru gândurile și iubirea transmisă. Ultimul lui zâmbet de ieri a fost pentru voi, este mesajul postat de familia cântărețului Alexandru Jula pe contul de Facebook al acestuia. În doar câteva minute, zeci de persoane au transmis mesaje de condoleanțe și de susținere pentru familie. În cursul zilei de miercuri, când au existat informații contradictorii cu privire la starea cântărețului, decesul său fiind anunțat în diferite medii, familia a transmis, tot pe contul de socializare, că starea sa este gravă, dar că era în viață. Alexandru Jula a ajuns, luni dimineață, la spitalul din Galați, prezentând simptomele unui accident vascular cerebral. În noaptea de sâmbătă spre duminică, artistul a murit, la vârsta de 84 de ani.